A spus că nu ești sarpele nostru. Poliția nu este poliția animală, ea trebuie să vină, aia cu jeepul albastru. Dar să mișcă? Da, dar nu l-aș mișca, dacă ești nebun. Și oricum piton nu nu veni. Primo, vezi? Primo. Primo? Da. No, bine, hai că-ți trimit o locație, pa, va. Bine. E frig, nu, că e frig din cauza asta, nu. Știi? Păi nu, o zis un veterinar cum că la frig așa e, că asta îi place căldura, cică. Da, am vorbit cu colegii de la DSVSA și o să vină să îl ridice. N-am știut, am zis că până nu vedem care e situația și ce e viu, e mort. E... Dar ei o să stabilească, să-i facă necropsie. Da, specia de șarpe îl găsim și la noi în localitate? Trebuie să-l ridicăm. Nu. Trebuie identificată, să mă vă dați seama că nici noi nu suntem de specialitate herpetologi. Vom trimite fotografiile unor specialiști să-i facă o identificare după inele, după ce-i trebuie. Păi, Gemini, mă! E mort. Stați un pic, că nu e așa. Nu-l ia așa, lăsați-l jos. Nu-l luați și gata. Nu-l luați și gata. Dar de unde știți? De unde știți dumneavoastră? Dați-mi un act de identitate, vă rog. Stați că sunt cu domnul de la jandarmerie. Nu, nu, Gabriel, ai un buletin, nu? Trebuie să lămăresc un pic, că eu sunt care de aici, asta e mașina mea, am sunat și tot pe domnul veterinar. Da, nu știu acum e, nu pot să vă dau detalii, adică nu știu. Domnul veterinar care mi-a spus că domnul se ocupă de fer, okay. Cei de la 1-2 astăzi, nu știu ce să facă. Da, m-au sunat cu domnul, dacă vreți pot să sun pe domnul. Aici pe nu, dar asta nu rezistă la temperatură. Piton bilă se numește. Asta e dimensiunea maximă a lui. Piton? Bilă, pe înțelesul tuturor. Sau piton, pitonul regius. Toți dintre noi avem competențe. Asta e o specie întâlnită în România, 10.000. Da. Din specia asta. Ăștia se cumpără din magazin? Da, se cumpără din magazin, sunt în pet shop-uri, se aduc din afară. Ok. Și având că e decedat până la asta, ce se face? Se poate la congelator. Și îl trimit la muzeu Antipa, că el bagă la... Păi, eventual, o să vă rog să ne spunem până la sediu. Abel și-o uitat terariul deschis sau
Am mai fost în Dobitoc, în Oradea, deci caranul ăsta, care i-a pus în container, că a vrut să scape ghei și tot așa. Alin, să-ți iei, ce rog. Ăsta e mort. Destul de mult, cred. Sau o ideați noapte. Asta e situația. Credeți că l-a aruncat cineva? Sau cum a ajuns până aici? A scăpat. Probabil. S-a uitat radio deschis. Acum, cine stă și no, nu înțeleg, că și costă bani. Să arunci bani, așa, iurea. Cam cât e un șarpe ăsta? Asta, să mă uit, astea sunt 11 milioane de culori. Ăsta pare normal, nu-i morf. Ăsta nu-i mai scump de 100 de euro. Nu ajunge până acolo. Lasă și de 30.000 de euro pe gestul. Se găsesc în comerț? Da. Sunt târguri în afară. Germania, în Ungaria, în Cehia. În... Și ăsta, ce specie e? Total inofensiv de aia e plin de piton regal. Și originală de unde e? Originalii din Africa. Dar nu mai au treabă cu Africa. Generații de captivitate de zeci de ani deja. Da. Bine, de știut. Da, asta nu pot să vă dau. Yes, he was